Neața! Neața! Până acum am vorbit despre foarte, foarte, foarte multe laptopuri de gaming pe canal, nu? Astăzi însă discutăm despre unul care nu este de gaming. Vorbim despre LG Gram. Ai nevoie de o licență pentru Windows sau de o licență pentru Office? SD Keys are tot ce ai nevoie. Tot felul de variante de Office, tot felul de variante de Windows, Windows 10, Windows 11. Însă dealul cel mai bun fiind pe Windows 10 Pro, în momentul în care îl cumperi la prețul foarte bun și ai free upgrade la Windows 11. Asta pe lângă vouchere și tot ce se mai găsește la SD Keys. Procesul de achiziție al codului este foarte simplu, la fel ca și procesul de activare a Windows-ului cu codul pe care l-ai cumpărat, la fel de simplu. Iar prin codul KFTSK10% primești și o reducere peste prețul rezonabil, să fie și mai bine. Mai multe informații în linkul din descriere. Nu este un laptop de gaming, este un laptop pe care îl iei la tine în momentul în care mergi undeva și ai de răspuns la un mail, ai de făcut diferite joburi, să spunem, ce țin neapărat de PC. Subțire, ușor, un laptop pentru travel. Punct. Este de 15 inch. Pe partea de specificații vine cu un procesor generația 12. Este vorba despre Intel i7-1260P, 16 GB de RAM, 500 de GB SSD, iar de partea grafică se ocupă tot procesorul. Discutăm despre Intel Iris cu în momentul de față 7,8 GB de shared memory. Ai văzut când mergi printr-un aeroport, ai vreo treabă, știu eu pe unde, și vezi persoane care stau și lucrează pe laptop. Persoanele alea au nevoie de un astfel de laptop. Poate și tu ești una dintre ele. Pe partea de conectivitate, două USB-uri 3.2 Gen 2, un microSD card reader, două USB-uri Type-C cu suport Thunderbolt 4, mufa pentru căști și microfon și un full-size HDMI. Pentru că portabilitatea este o funcție cheie și un selling point al acestui laptop, greutatea lui 1140 de grame. Deci un kilogram și foarte, foarte puțin. În momentul în care îl iei în mână, ți se pare și mai ușor decât pare în momentul în care îi spui greutatea. Tastatura este backlit, nu este RGB, are lumină doar albă, însă este de ajuns pentru obișnuința pe care o avem noi în era în care trăim, adică cel puțin eu personal, folosind și testând atâtea tastaturi toate cu lumină, fie că e RGB, fie că nu, dar să fie backlit, m-am obișnuit atât de mult cu chestia asta încât în momentul în care lumina este stinsă, mi se pare foarte ciudat și foarte, nu este natural să scriu, nu știu, nici nu știu exact cum să explic chestia asta, probabil ți se întâmplă și ție dacă ți oprești lumina de la tastatură. Nu trebuie să mă uit la tastatură când scriu, pot să scriu fără să mă uit, dar în momentul în care lumina nu e acolo, parcă, nu știu, când mă uit pe tastatură, ceva nu e în regulă. A devenit un standard care cred că este respectat de toți producătorii în orice tip de laptop sau tastatură produsă recent și de acum încolo. Și pentru că laptopul este direcționat spre cei ce lucrează pe el, nu pentru gaming, vine cu un webcam Full HD. Yeah! Ne apropiem încetişor, încetişor, înspre laptopurile cu camere bune, pentru că tehnologia este acolo, doar că n-a fost implementată în laptopuri până acum, nu știu de ce. Dar aici avem Full HD. Frame rate, mișcare, 60 FPS-uri, treburi. Ideea este în felul următor. Sunetul și video vin direct de pe cameră. Cum, oricum scrie aici sau aici undeva, dar v-ați dat și voi seama. Aceasta fiind calitatea camerei pentru apeluri pe Zoom, pe, eu știu, Google Meet sau ce mai sunt și apelul către nevastă să-i spui că intri într-un tunel și nu mai ai baterie și trebuie să închizi. Deblocare facială prin Windows Hello cu built-in AI Noise Cancelling, ceea ce scoate puțin din zgomotul de fundal, foarte bun pentru aeroporturi, pentru zone în care lucrezi și e gălăgie și ai nevoie neapărat să ții apelul ăla pe Zoom. Ecranul este de 15 inch, Full HD, IPS, 100% sRGB, cu un minim de 95% și tipic 99% DCI-P3. Despre configurația laptopului am discutat, însă sunt opțiuni să mergi pe RAM mai mult, de exemplu pe 32 de GB la 5200 de MHz, cu versiuni de display de la 15 până la 16 până la 17 inch. Și din nou ajungând la partea este un laptop pentru portabilitate maximă, bateria, foarte important, 80 de watts ore, ar trebui să-ți ofere până la 17 ore de video playback non-stop cu căști și display-ul undeva pe la 150 de niți, asta înseamnă pe la jumătate 3 sfert brightness, iar pentru diferite tipuri de workloads undeva pe la 13 ore pe un full charge, foarte, foarte bine. Deci este un laptop foarte bun pentru chestia către care este direcționat. Fără gizmouri de gaming și așa mai departe, simplu pentru persoanele ce au nevoie să răspundă la un mail, să facă un apel de Zoom, lucrezi de undeva plecat la un website, la un code, într-un Word, într-un Excel, știu eu, orice alt fel de tipuri de acest gen de lucru. Ajungem la preț.
Știți politica mea legată de prețuri. Linkul este în descriere, informațiile concrete sunt acolo legate de preț, dar pentru varianta pe care o am eu aici pe masă, prețul ar trebui să fie undeva pe la 1300 de euro. Știu, scump, scump pentru ce oferă, însă este direcționat spre nișa despre care am discutat în întregul video. Nișa care are nevoie de un laptop ușor, portabil, cu baterie bună, să-și facă treaba pentru care este făcut să o facă. Evident, nu pentru noi care suntem cu gaming și așa mai departe, clar. Dar oricum, da, decizia nu este a mea, evident. Noi l-am prezentat, am discutat despre el, ce poate să facă, cum e și ce e și așa mai departe. De aici depinde de fiecare în parte. Cam atât! Lăsați un comentariu jos în descriere acolo ce credeți despre laptop, dacă vă interesează un astfel de laptop și ne vedem în următorul video. Pa, pa!